SC Termo Craiova SRL scapă de faliment. Judecătorii Curții de Apel Craiova au admis astăzi planul de reorganizare propus de administratorul judiciar Siomax SRL. Astfel, furnizorul de căldură al orașului rămâne în stare de insolvență și va aplica în următorii 3 ani planul de reorganizare. Veste îmbucurătoare pentru societatea care administrează cu căldură municipiul Craiova. Instanța de apel a hotărât ca planul de reorganizare propus de administratorul judiciar Siomax SRL să fie pus în aplicare. Decizia judecătorilor este definitivă. Acest lucru vine după ce tribunalul Dolj a respins anul trecut planul de reorganizare, decizie care a trimis Termo direct în insolvență. Hotărârea a fost atacată la Curtea de Apel Craiova. Respinge cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei SC Termo Craiova SRL în temeiul articolului 140 aliniatul 5 din legea 85/2014 și articolul 145 aliniatul 1 litera A punctul C din aceeași lege dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Termo Craiova SRL. Reamintim că acest proces a fost început de către Complexul Energetic Oltenia, care a cerut intrarea în insolvența SC Termo pentru o datorie de recuperat de aproximativ 300 de milioane de lei, echivalentul la 70 de milioane de euro. După o amânare, instanța a decis că planul de reorganizare este corect și trebuie urmat ca atare.